Case memoriale. Casele memoriale, muzeele memoriale prezentate de-a lungul vremii în această rubrică, rămân deschise și în perioada de vară. Așadar, dacă sunteți în vacanță, le puteți marca pe traseul dumneavoastră turistic și le puteți vizita. Le-am semnalat pe toate cele aflate în București coordonate de Muzeul Național al Literaturii Române, pe cele din Iași, din Dâmbovița, Ploiești, Câmpina, Bușteni și de la Șiria lui Slavici. Muzeul Memorial Liviu Rebreanu și Fanii Rebreanu, din Cotrocenii Bucureștilor, l-am prezentat pe larg, dar funcționează un altul la Bistrița Năsăud, în fosta comună Prislop, ce poartă acum numele romancierului, pe drumul național 17, la 5 km de Năsăud. Muzeul Memorial Liviu Rebreanu de acolo este deschis zilnic între orele 9 și 17, cu excepția zilelor de luni și marți. Un alt muzeu rebreanu, unul cu statut privat, e deschis de nepotul scriitorului, Ilderim Rebreanu, în comuna Bogdana, din județul Teleorman. Tot în Teleorman puteți vizita Casa memorială Marin Preda din Comuna Siliștea, fostă Siliștea Gumești, casă deschisă de marți până duminică între orele 10 și 17. Casa memorială Zaharia Stancu din Comuna Salcia este deschisă de luni până vineri între 8 și 16. Casa memorială Gala Galaction de la Didești, Teleorman. Este deschisă în zilele de marți, joi și duminică, de la 10 la 12.30. Aceste case memoriale din Teleorman pot fi deschise și la cerere dacă vă anunțați vizita din vreme. Reîntorcându-vă la Bistrița Năsăud, puteți trece pe la Muzeul Memorial George Coșbuc din comuna ce poartă acum numele poetului, o clădire-monument de arhitectură ridicată de lui Coșbuc pe la 1840 și restaurată în 1954. Este deschis între 9 și 17 zilnic, cu excepția zilelor de luni și marți. La Muzeul Memorial Mihail Sadoveanu din Iași v-am condus. Există o altă casă Sadoveanu în județul Neamț, la Vânători, patronată de Muzeul Național al Literaturii Române și de Mănăstirea Neamț, tot o casă Sadoveanu este deschisă la Fălticeni, pe strada Ion Creangă, la numărul 68. Casa din deal, cum mi se spunea, locuită de scriitor între 1909 și 1918. La Rășinari este casa natală a lui Octavian Goga, pe strada ce poartă numele poetului și tot aici, în Rășinari, casa natală a lui Emil Cioran. Un muzeu Octavian Goga Funcționează și la Ciucia, în județul Cluj, locul în care se stingea, în mai 1938, autorul poemei Oltul. În județul Alba este satul ce poartă nume Sunetul Lacrimei, lancrămul lui Blaga, iar Casa Copilăriei lui se găsește pe Strada Veche. Dacă mergeți spre Delta, puteți vizita la Brăila Casa Memorială Panaiti Strati. Deschisă de miercuri până duminică, între orele 10 și 18. V-am semnalat casele memoriale ale scriitorilor noștri. Sunt desigur și altele, ale muzicienilor, actorilor, plasticienilor, oamenilor de știință, pe care le puteți vizita dacă aveți răgazul în această perioadă de vacanță.